Noi am luat o decizie în urmă cu 2 săptămâni, prin care sprijinul politic pentru ministrul nostru Viorel Ilie este menținut. Deci nu suntem de acord cu vreo propunere de demisie proprie, de a lua în considerație un act de demisie, pentru că noi am acordat sprijinul politic. Cred că și premierul Tudose trebuie să țină cont de argumentele pe care le-am prezentat și pe care le voi prezenta și domniei sale. Adică motivele pentru care dorește ca cele două doamne să plece din guvern, chestiunile legate de fondurile europene, în cazul ministrului Ilie, nu se aplică, da? Nu sunt valabile. În al doilea rând, așa cum v-am spus, există totuși un vot în Senat care a respins urmărirea penală, deci el nu are aceeași calitate, să zicem, pe care ar putea să o invoce ca în cazul celorlalte persoane. Și acest vot nu este numai un vot al senatorilor, este și un vot al coaliției guvernamentale. Deci aici cred că e o problemă politică pe care trebuie să o aibă în vedere, pentru ca să nu ne trezim în situația în care o astfel de acțiune ar putea să fie interpretată ca o manifestare de autoritate sau de voință sau de orgoliu în detrimentul stabilității politice.